să pot duce la bun sfârșit acest videoclip în liniște, asta pentru că până la acest moment mi-a huruit o bormașină în creier și se aude ca și cum ar fi aici cu mine în casă, așa că voi încerca să vorbesc pe cât de repede posibil, însă dacă vă veți întreba bine și totuși de ce nu filmez în altă zi acest videoclip, este pentru că eu vreau să captez emoțiile și trăirile și entuziasmul la cald. Astăzi am primit coletul cu parfumurile despre care vom vorbi, pentru că deja ați văzut din titlu că astăzi avem un haul cu parfumuri de pe Dubai Collection. Știți că eu v-am mai adus în atenție parfumuri de pe acest site. Am și un cod de reducere pe care îl găsiți în descrierea fiecărui videoclip, EDM05, pentru 5% reducere la orice comandă. Am 3 parfumuri pe care le-am primit astăzi și pe care vreau neapărat să vi le aduc în atenție, pentru că le cunosc pe 2 dintre ele și sunt absolut fabuloase. Așa că le cunosc după niște mostre pe care le-am avut, însă vreau să le deschidem împreună, să vedem cum arată sticluțele, să retrăiesc emoția redescoperirii și descoperirii unui alt parfum. Așa că din aceste considerente am vrut neapărat să filmez astăzi acest videoclip și mă rog la bunul Dumnezeu să mă lase vecinul acesta să-mi filmez videoclipul liniștită, după care să huruie cât o vrea Dumnezeu. În fine, haideți să trecem la deschis parfumuri. Cutia am aruncat-o, sper să nu dărâm nimic. Și voi începe cu primul. Am aici și hârtiuțele așa pe old school cu notele de pe site-ul lor și parfumurile după care sunt inspirate. Și haideți să vedem. Avem aici primul parfum care se numește Elania. Sper că pronunț corect. Și așa cum sunt sigură că dacă sunteți pasionați de parfumuri și parfumerie, vă dați seama că este un parfum inspirat după Parfum de Marly de Lina. Parfum de Marly de Lina îl cunosc, nu l-am avut niciodată, însă îl știu de la mirosindu-l la Obsentum și mi se pare un parfum absolut superb, fiind un trandafir prin definiție, un trandafir elegant, diafan, fabulos. Este cel mai trandafir parfum pe care îl cunosc, glumesc. Este eleganță și gingășie prin definiție, arată tare, tare bine sticluța, am văzut-o pe site și cutia. Și haideți să vedem. Vai. Vai de mine, fetelor. Este absolut minunat, deci este feminitate debordantă, feminitate la superlativ absolut. Nu știu dacă mai există vreo sticluță atât de feminină și cea a parfumului după care este inspirat de Lina, este minunat. Iar acesta aduce către acela și mi se pare foarte, foarte calitativ și cu ciucura și ăștia o să dea foarte, foarte bine pe măsuța mea de toaletă. Haideți să-l adulmecăm. Să vedem. Hai că-l pulverizez aici. Aoleu, minunat! În deschidere mi se pare un trandafir vanilat dulce, însă nu e genul acela de parfum cu trandafir bulgăresc, dulce, necăcios, care îți provoacă greață când îl miroși. Nu, mi se pare un trandafir atât de elegant, de așezat, de învoluitor, de seducător, de senzual. Știu că sunt persoane cărora nu le place deloc trandafirul în parfumuri, însă mie îmi place tare mult. Și am aici în față hârtiuța și spune așa, că în vârf avem licii, bergamotă și rubarbă. În mijloc avem trandafir, vanilie, mosc, dar eu simt trandafirul și vanilia. Bineînțeles că începe bormașina, căci de ce nu? Hai să termin cu parfumul ăsta și dacă ne lasă, continuăm și cu celelalte. Nu ne lasă. Se pare că nu ne lasă. Așa că voi reveni, fetelor, pentru că nu se poate așa ceva. Nu pot filma așa. Am revenit, sper eu, cu o mică permisie de la vecini. Să vedem ce are în mijloc parfumul. Deci în mijloc are trandafir, vanilie și mosc, iar mie mi se pare că el se deschide cu trandafir și vanilie, fiind un trandafir minunat prin definiție, iar în bază are vetiver, cedru, cașmeran. Mi se pare un parfum fabulos pentru o femeie. Este senzual, este diafan, este feminin, este învoluitor, este elegant, este totuși cu atitudine, dar și puțin vulnerabil, are de toate și este potrivit, fără doar și poate, pentru sezonul cald ce urmează.
va trona frumos pe măsuța mea de toaletă, fiind acest roz pudră cu ciucurei ăștia pe aici. Foarte mult îmi place și vecinul cumpără mașina. L-auziți? Îmi strică entuziasmul. Nu se poate așa ceva, pe bune. Dar trebuie să filmez neapărat acum când sunt atât de entuziasmată. Ăsta o să fie genul ăla de videoclip chinuit, să știți, pentru că suntem la mâna bormașinii în acest moment și o să trecem la următorul parfum, pentru că mai iau o pauză. Ce să facem? În fine, următorul parfum este vedeta acestui colet. Este vorba despre Campfire din gama Emir Factory Edition și este un dupe, adică este inspirat după Maison Margiela By the Fireplace, care este unul dintre parfumurile mele preferate, fiind un unisex. Poate fi purtat atât de către doamne, cât și de către domni, fără doar și poate. Arată într-un mare fel și acesta și vreau să îl devorez. Acum cât avem un strop de liniște în această casă, că mi se pare ireal că trebuie, așa îi traiu la bloc în colectivitate, știu, dar mi se pare ireal că sunt la mâna cuiva să pot să-mi fac treaba. Superbă cutia, vedeți cum arată? Minunată prezentarea, n-am ce să reproșez. Și parfumule, te rog din suflet să te deschizi. Așa. Ca să putem să vorbim despre tine așa cum meriți tu. Foarte frumos arată, doamne. Foarte frumos. Acesta este un videoclip cu mari peripeții, fetelor, pentru că prezentându-vi-l eu acum așa frumos, l-am dat de pământ, dar n-a pățit nimic, în fine, trecem peste. Așa arată parfumul, arată absolut minunat și, așa cum vă spuneam, este inspirat de Maison Margiela By the Fireplace. Parfumul acesta miroase, hai să mi-l reamintesc, dacă și reușesc, reușesc, trebuie să reușesc. Hai să vedem. Doamne Dumnezeule! Aș putea să trăiesc cu mirosul acesta în toată viața. Toată viața. Miroase a lemne arse în sobă, bezele făcute la foc. Miroase a șemineu, miroase a liniște, a pace, a ser și zile de toamnă, de iarnă, în jurul focului. Este un parfum atât de cald și are așa, în vârf cuișoare, piper roșu și floare de portocal, în mijloc castan, lemn de guaiac și enupăr, iar în bază vanilie, balsam de peru și cașmeran. Ce simt eu? Simt cuișoarele, simt castanele, simt vanilia, clar. Floarea de portocal n-aș spune că o simt, dar este un parfum cald prin definiție, este un parfum de toamnă-iarnă, nu se potrivește sezonului cald sub nicio formă, dar este un parfum atât de învăluitor și de senzual, într-adevăr, deși este cald, este un parfum foarte senzual. Este unul dintre preferatele mele pentru toamnă-iarnă. Miroase tare, tare bine. Nu aș putea să fac vreo similitudine cu vreun alt parfum în afară de, bineînțeles, By the Fireplace, dar denumirea lui Maison Margiela By the Fireplace este ceea ce îl descrie foarte bine, iar Campfire de asemenea. Dar nu vă închipuiți că veți mirosi a fum în sens peorativ, ci în cel mai frumos sens posibil. Unisex, să știți, atât pentru doamne cât și pentru domni. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Ministry of Wood Greatest. Aceasta este denumirea lui de la Pandora Scents și este inspirat de Initio Parfum Privé Wood for Greatness. Sper că pronunț corect. Haideți să vedem. Acesta este un parfum masculin și sper să pot să-l deschid și să nu fie nevoie să... Nu pot. Sau pot să nu fie nevoie să mă duc după cuțit. Ba da, este nevoie, căci de ce nu? Mă duc după cuțit și rezolvat. Așa arată mai de aproape și haideți să îl vedem. Wow! Este un parfum de 50 de mililitri. Sper să nu mai am alte peripeții, că acesta a fost un videoclip așa pe repede înainte, cu entuziasm, cu peripeții, cu teamă de bormașină, cu de toate. Dar eu când primesc un colet cu parfumuri, vreau neapărat să fiu în entuziasmul momentului, pentru că după se mai estompează treaba
Și în momentul în care vorbim despre parfumuri, despre cum au rezistat și așa mai departe, ăla este un alt gen de videoclip, dar haul-urile și emoția descoperirii parfumurilor pentru mine nu se compară cu nimic, deci trebuie să fie atunci, să le deschidem împreună. Acesta este, așa arată, vă repet, este inspirat de Inisio Parfum Privé Oud for Greatness. Sper că pronunț corect, fiind un parfum masculin. Hai să vedem. Wow! Este fix pe gustul soțului meu. Este un parfum cald, condimentat. Și haide să vedem notele. Are așa în vârf lavandă, șofran, nucșoară. Deci lavanda și nucșoara o simt. În mijloc lemn de agar, iar în notele de bază avem patchouli, mosc, patchouli și mosc. Este din, de la brandul Paris Corner, colecția Ministry of Wood. Da. Este lemnos și cald, fără doar și poate. Este întunecat totuși, dar și plin de viață. Foarte mult îmi place. Dar e masculin prin definiție. Este foarte... Îl are așa pe vinoncoa. Este foarte învăluitor, dar nu l-aș putea vedea purtat de o doamnă. E un parfum versatil pentru domni. Cred că... De ce țin pumnul așa oare? Nu știu. Este clar un parfum pentru domn și poate fi purtat atât ziua cât și seara. Din, după umila mea părere, poate fi purtat la birou fără să deranjeze. Cred că și rezistă după cum îl simt. Dar dacă ar fi să-l definesc scurt și la obiect, într-un limbaj cât mai laconic, este un cald, condimentat, învăluitor. Voiam să miros capacul? Doamne! Ce este cu mine? Așa este când sunt pe repede înainte. Da, acestea au fost parfumurile de astăzi, fete și băieți, dacă avem și băieți pe aici. Să știți că la Dubai Collection am codul de reducere EDM05 care vă aduce 5% reducere la orice comandă plasați pe site-ul lor. Foarte mult îmi plac parfumurile de astăzi, eu mi le-am ales, așa că da, citisem despre ele, iar pe... Elania îl știam, este nou pe site-ul lor, dar știam de Lina și mai mirosisem ceva din sfera asta de dupe după de Lina și eram sigură că o să-mi placă. Campfire-ul inspirat de By the Fireplace, cu certitudine știam că o să-mi placă pentru că am avut o mostră și am fost foarte încântată și vreau neapărat să pun mâna și pe parfumul după care este inspirat, după Maison Margiela By the Fireplace, pentru că este un parfum, un miros, un melanj de note pe care nu le regăsești în alte parfumuri, iar Elania este feminitate debordantă, la superlativ absolut și va trona frumos pe măsuța mea de toaletă, pe... Am eu aici pe birou ceva roz pal așa pe care l-am stricat acum când am scăpat parfumul filmând, dar bine că nu a pățit nimic parfumul. Da, vă las acum, a fost un videoclip cu entuziasm și peripeții, cu teamă de bormașină și cu toate cele, dar sper că am transmis ce am vrut să transmit. Sper că v-am făcut curioase sau curioși referitor la parfumurile pe care vi le-am adus astăzi în atenție, iar orice întrebare aveți referitoare la parfumuri, vă aștept în comentarii și vă răspund acolo cu drag. Pe Instagram vă aștept, pe TikTok vă aștept, aici vă aștept un subscribe, un like, un comment, ce vreți voi. Sper să nu mă mai și bâlbâi totuși. Într-un videoclip mi-aș dori de la cap la coadă să nu mă mai bâlbâi. Oare o să reușesc vreodată? Nu cred, pentru că am foarte multe de spus și vreau să mă încadrez într-o marjă onorabilă, decentă de timp, astfel încât să nu vă plictisesc. V-am lăsat, v-am pupat, toate cele bune!